Temperaturile primăvăratice din ultima perioadă, urmate de un îngheț, pun în pericol semănăturile de toamnă. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, înghețurile ocupă un loc important. Ele determină nu numai frânarea dezvoltării plantelor și încheierea prematură a ciclului de vegetație, dar chiar moartea parțială sau totală a acestora. Culturile de câmp sunt afectate într-o proporție mai mică de înghețurile tardive de primăvară, având o sensibilitate mai redusă față de îngheț în această perioadă. Afecțiunea asupra culturilor de toamnă n-a fost așa de esențială și practic e prematur de vorbit astăzi despre cam ce procent a fost afectat. Sperăm că, iată, neansoarea care a parvenit astăzi de dimineață va acoperi deci grânile și nu vor permite ca deci genurile să afecteze mai departe culturile agricole de toamnă. Da, avem probleme deci la orzul de toamnă, fiindcă el este cel mai sensibil, practic, și poate să fie afectat mai esențial, așa, după toate datele pe care le dispunem noi din mulți ani de zile de activitate. Și rapița de toamnă, deci în zona Prutul a fost afectată, deci sunt terenuri care trebuie să fie deci reînsemânțate, culturi de primăvară. În ceea ce privește lucrările agricole din raion, deci noi, înainte de ploile acestea și de temperaturile sejoase, au început deci agricultorii nivelarea, buronitul arăturii de toamnă, deci unii au sămânat undeva, avem peste 200 de hectare sămânate de orz de primăvară. Sperăm că temperaturile sejoase nu vor da efectul negativ și după încălzări, deci vom avea o imagine mult mai plăcută pe care ne-am dorit-o noi toți. În anul 2012 au fost semănate peste 300.000 de hectare de grâu, cu 30.000 mai mult în comparație cu anul trecut. În ultimii ani, pagube mari pentru sectorul agricol au fost pricinuite de înghețurile din aprilie și mai în anii 2001, 2003 și 2004.